se demarează campania de strângere de semnături care va dura până pe 12 noiembrie. Pe 12 noiembrie, între orele 9 și 11, grevă de avertisment cu întreruperea lucrului cu asigurarea treimii conform legii. După greva de avertisment de pe 12, va avea loc un Consiliu Național Extraordinar cu evaluarea rezultatelor negocierilor ce vor începe pe 1 noiembrie la nivelul Ministerului Sănătății și atunci